Salutare doamnelor și domnișoarelor, și spun doamne și domnișoare pentru că începând de astăzi vreau să începem un nou format al canalului meu de YouTube și o să fie o serie dedicată vouă în special, în care o să avem un invitat foarte special despre care am să vă spun imediat. Dar înainte de asta vreau să vă fac o mică introducere a ceea ce urmează să se întâmple în următoarele episoade și am decis să intitulez acest nou capitol Frumusețe necondiționată. Pentru că va fi un capitol care se va referi foarte mult la frumusețea ca stare de spirit, o frumusețe care pornește din interiorul vostru, care înseamnă asumare, înseamnă cunoașterea defectelor voastre, iubirea de sine, care pornește dintr-o conștientizare reală a cine sunteți cu adevărat și... Astea sunt niște chestii pe care le vom puncta de lungul timpului, alături de invitata mea specială, care este mama mea și am să vă rog să o admirați. Ea este mama mea, se numește Adina Andrei și alături de ea, ea este psiholog și lucrează cu femeile deja de mai bine de câți ani lucrezi? De ani de zile. De ani de zile, de foarte mulți ani de zile. Este un subiect care pe ea o acaparează și o interesează foarte mult și este foarte bună în ceea ce face. Motiv pentru care am luat-o ca aliat în această călătorie, ca să ne spună în primul și în primul rând despre experiența ei de până acum, pentru că a fost o experiență care s-a adunat și sunt chestii foarte faine care sunt convinsă că o să vă ajute și pe voi și dacă vă regăsiți, chiar așa, dacă vă regăsiți pe tot parcursul călătoriei noastre în anumite chestii, vă rugăm frumos să ne scrieți mesaje, noi o să fim acolo să le citim și să le răspundem. Dar revenind la mama mea, Adina, ea lucrează foarte mult cu femeile. A trecut printr-o perioadă interesantă de-a lungul timpului în viața ei și vreau să ne spună câteva lucruri despre ea în momentele ce urmează. Mă numesc Adina Andrei. Da. Am 51 de ani, așa cum tu deja m-ai prezentat, și lucrez de câțiva ani buni cu femeile, în general, la un centru de consiliere pentru femei. Această meserie e destul de grea, dar și frumoasă în același timp, pentru că mă întâlnesc în fiecare zi cu fel și fel de femei, cu fel și fel de personalități, ca să zic așa, cu fel și fel de probleme, da. Legate de acceptarea de sine. Legate de acceptarea de sine, da. Și asta este un lucru foarte important pe care vreau să-l puntez. Asta este, de fapt, asta e motivul pentru care am început să facem noi videourile astea. Pentru că am conștientizat la o discuție cu mama că e o nevoie reală despre niște subiecte de genul ăsta pe care să le abordăm în online și cu oameni care știu, care s-au lovit de tot felul de cazuri. Tu ai întâlnit femei, nu numai de peste 50, ci de la 20 de ani în sus. Da. Și ai observat un tipar. Mm-hmm. Asta avea legătură cu modul în care se vedeau ele pe ele sau cum? Da, da. Da, am observat un tipar și mai ales, mie îmi place să vorbesc mai mult din experiența mea personală. Și în momentul în care stau de vorbă cu femeile, încep să mă văd pe mine la vârsta la care ele sunt. Deci, în momentul în care stau de vorbă cu o tânără de 20 de ani, mă văd pe mine cum eram atunci și vreau să spun că nu-mi place cum mă vedeam pe mine la 20 de ani și cum mă văd acum că eram atunci. Este o vorbă că un om prost învață din greșelile proprii și un om deștept învață din greșelile celorlalți, așa că vreau să ne spună mama exact ce s-a întâmplat sau cum a fost parcursul tău de la 20 de ani ca să puteți să înțelegem mai bine la ce te referi când zici că le vezi pe ele făcând anumite lucruri sau văzându-se în anumit fel și tu consideri că ai putea să... Sau, mă rog, ce e greșit? Pentru că... Na. Ok, ca să putem ajuta un pic femeile care se confruntă cu probleme de genul. Da, sigur că la 20 de ani nu era atâta informație ca și acum. Asta era acum 30 de ani. Moment în care nu eram atât de agasați de atâta informație și nu aveam atâta cunoștință. Pe măsură ce am crescut, ca să zic așa, m-am maturizat, am învățat multe lucruri și asta datorită faptului că am trecut printr-o boală destul de urâtă, pot să o numesc așa, depresia, care efectiv m-a maturizat și am învățat lucruri foarte multe, în general despre mine. Am învățat să mă regăsesc pe mine, să văd cine sunt, de unde vin, ce trebuie să fac și încotro mă îndrept. Și ar fi ideal să învățăm toate lucrurile astea despre noi fără să fim nevoite să trecem printr-un episod de genul ăsta. Exact. Dorința mea e către toate femeile, în momentul în care simt că au problemă de
criză de identitate, adică o problemă de tristețe în care nu se mai regăsesc pe ele, efectiv să nu stea singură, să nu se izoleze, efectiv să caute pe cineva, să caute ajutorul cuiva, să înceapă să discute cu cineva despre asta. Sigur că, deci cu persoane autorizate, nu cu orice fel de persoane, da, care... Aici iar un alt aspect în care nu poți să alegi chiar la oricine să spui tot ce ai, da, pe suflet. Exact. De fapt, povestea e în felul următor. Tu, la 20 și ceva de ani, ai avut un episod în care ai căzut într-o depresie, da, ai căutat ajutor, te-ai vindecat pentru că ai găsit oamenii, da, care ți-au m-au oferit ajutat, ajutorul, exact, respectiv. Pentru că singur, mă gândesc că e foarte complicat să te deștepți și să-ți dai, așa, seama că ai o problemă și ai nevoie de niște oameni care să fie alături de tine, nu? Și atunci, după ce ți-ai dat seama că... După ce ai început să te vindeci... După ce am început să mă vindec, mai bine zis, viața mea a început să ia o altă întorsătură. Ai început să te vezi diferit. Am început să mă văd diferit și mai mult de atât am zis că vreau să ajut și alte persoane care trec prin situații similare. Și ideea este că efectiv am început să o iau într-o altă direcție, pentru că viața mea până la 20 de ani o mers pe o altă direcție din cauza faptului că, așa cum știm cu toții, în perioada comunismului, părinții, dragii de ei, ne-au direcționat într-o anumită direcție, în direcția în care au crezut ei că e cea mai bună pe vremea aia pentru noi. Da. Dar sigur că n-au ținut cont așa de mult de dorințele noastre, de ceea ce suntem noi. Și atunci, de multe ori... Te-ai trezit dintr-o dată într-un punct în viață, exact, în care făceai ceva ce nu-ți plăcea, numai, exact, pentru că trebuia, exact, făcut. Exact. Cred că foarte multe persoane se regăsesc în chestia asta, că te trezești dintr-o, da, dată aruncat în viață și îți dai seama, bă, dar ce fac, că nu-mi place și nu știu de ce ești nefericit. Chiar, okay, așa. Da. Și în procesul meu de vindecare am început să mă redescoper, așa cum am spus, și am început să fac lucruri frumoase. Și așa cum fiecare dintre noi suntem creați într-un mod așa de frumos, avem anumite daruri, anumite talente. Pe măsură ce primeam vindecare, ieșeau la lumină anumite talente, anumite daruri pe care le aveam. Dar asta și pentru că tu începeai să te vezi pe tine diferit, dintr-o altă perspectivă, cu alți ochi, mai pozitivă, ai început să te focusezi pe calitățile tale, exact, ai început să fii atentă la lucrurile pozitive care se întâmplă în viața ta și nu doar la lucrurile negative, cu toate că tu te-ai trezit la 20 și ceva de ani cu doi copii, nu? Da. Cu un job care poate nu îți plăcea foarte mult, care trebuia să-l care fac. Trebuia făcut, că n-aveai ce să, exact, faci, da, și când să ai timp să te gândești care sunt lucrurile care îți plac sau, așa, ce ar trebui să faci, că te-ai trezit dintr-o dată în viață și trebuie făcute chestiile. Și atunci, normal că e foarte greu să te, așa, oprești și să te recalibrezi, dar totuși se poate. Se poate. Și de asta astăzi episodul se numește Mai frumoasă decât la 20 de ani, pentru că tu astăzi, la 51 de ani, ești, cred că, cea mai bună variantă ta de până acum, nu? Așa este. Și chiar mă simt. Da, mă simt mai bine ca și la 20 de ani. Noi vrem să vă transmitem faptul că frumusețe, și de-aia se și numește frumusețe necondiționată, pentru că frumusețea asta, sau tu poți să fii cea mai bună variantă ta, indiferent de vârstă. Adică nu poți, așa, să fii numai la 20 de ani, gata, la 20 de ani ți se termină viața și tu nu mai ai nimic. Sau... Poți să fii frumoasă și la 60 și la 70 de ani. Exact. Și să devii cea mai bună variantă ta, da, constant. Da. Dacă ești atentă la tine constant. Exact. Asta mi-am propus, că efectiv tot timpul să fac ceva, să fiu activă. Am început cu plimbări în fiecare seară prin cartier, de exemplu. Am început cu lucruri mici. Și plimbându-mă prin cartier, vedeam băbuțele cum stau pe bancă și își așteaptă oarecum, nu știu ce să vină, bătrânele, sfârșitul, exact. Și tot timpul îmi spunea, Doamne, nu vreau să fiu așa, vreau ca la 70 de ani tot așa să mă plim, să nu stau pe bancă, să-mi anchilozeze picioarele sau să aștept nu știu ce rău să vină. Da. Ce efectiv vreau să mă plim, să mă duc, să fac lucruri care o să-mi facă bine, care o să-mi facă plăcere să le fac, efectiv să fiu activă. De fapt, treaba asta de a fi activă, cred că a fost unul dintre pașii care te-au ajutat pe tine să ieși din starea aia de depresie, nu? Pentru că în momentul în care stai inactiv și te gândești numai la lucrurile, da, rele, exact, te afunzi și mai tare în problemă și nu reușești să ieși. Așa. În momentul în care te pui în mișcare și faci lucrurile active, devii... Okay. Te simți mult mai utilă și dorești să faci mai mult și mai mult și... Înțelegem că frumusețea asta nu are o vârstă și nu are un termen de expirare și că nu sunt singure și că sunt oameni care au mai trecut prin experiențe de genul ăsta
și poți să devii constant, da, cea mai bună variantă a ta. Inclusiv fizic. Mă refer și la aspectul fizic, o chestie despre care putem să povestim puțin. Că mama mea a slăbit în ultimul an. În ultimul an 30 de kg? Da, aproape 30 de kilograme. 30 de kilograme, lucru pe care ai încercat să-l faci. Și asta vreau să spun că cu ajutorul vostru, bineînțeles, că fără voi nu reușeam. Da, dar degeaba, pentru că să-ți găsești motivația să faci chestia asta, da, poți să ai niște factori care te impulsionează, da, ai nevoie de motivație să o ții așa. Dar tu ai încercat să faci treaba asta ani de zile. Ani de zile, da. Ce anume în punctul ăsta, în ultimul an, a fost așa o chestie, gata, acum o fac? Da, la o discuție cu fiul meu, el mănâncă mai sănătos și odată, într-o zi, spuneam, măi Adi, nu te plictisi tot să mănânci așa light, tot așa să-ți gătezi, nu ai vrea și tu o prăjiturică, un cartof prăjit, ceva? Și atunci vine Adi și îmi zice, mami, dar tu ce crezi că viața asta e numai să mănânci ce-ți place? Atunci, ca și cum ai dat, așa, ca și cum mi s-ar lumina și dintr-o dată a zis, hopa, stop, Adina, trebuie să te oprești. Dacă copiii ăștia pot și tineri, și tu și Adi, atunci trebuie să fac și eu ceva. Și atunci am zis, dacă tu poți să mănânci așa, trebuie să pot și eu. În timp ce îi găteam, eu îi găteam lui, dar nu mâncam cum mâncă el. Eu găteam altceva pentru mine și pentru taică-tău, tu știi bine. Și atunci am zis, gata, m-am hotărât, i-am spus soțului meu, taică-tău, i-am zis, eu vreau să mănânc mai sănătos și vreau să încerc, pentru că Adi mi-a zis, încearcă, mami, în prima lună, vezi dacă dai jos ceva, e ok, dacă nu, nu e nicio problemă. Fără presiune, fără diete, fără nutriționist, doar cu caloriile. Și când am văzut că în prima lună, wow, am dat 5 kg jos, am zis, wow, asta e de mine, trebuie să continui. Și fiind ajutată și de mediul înconjurător, ca să zic așa, pentru că nu mai aveam copii mici, nu mai trebuia să le cumpăr dulciuri, nu mai dar aveam ispite, ca să zic. Că oricum ai, adică da, am. Ea la zilele de naștere gustă dintr-o felie de tort, nu o mănâncă pe toată, îți iei o felie de pizza, nu mănânci o pizza întreagă, deci chestii pe care poți să le controlezi. Vreau să spun că chestia asta care o spui tu e ok, dar nu poți de la început, știi? Ok. Nu poți de la început, ci efectiv trebuie să lucrezi cu tine și efectiv să lucrezi cu voința ta. Chestia asta, efectiv schimbarea asta și faptul că ai pierdut așa multe kilograme acum, la vârsta ta, lucru care toată lumea zice, apoi după 30 de ani e tot mai greu, tot mai greu. Și tu ai dovedit contrariu, că se poate și așa dacă vrei. Da. Chestia asta te-a ajutat și mai mult, pentru că oricum tu deja erai, adică erai super ok cu tine, erai foarte ok, dar în momentul în care ai văzut cât de puternică ți-e și mintea, că totul pornește de fapt de aici, ți-ai dat seama încă o dată cât de importantă e treaba asta și că poți să faci efectiv tot ce-ți dorești. Și poți să fii cum îți dorești tu, indiferent de vârstă, oricând, în orice moment a vieții tale. Adică poate să fie de mâine, punct, gata. Așa că este. Ai 50, că ai 30, că ai 60 de ani. Așa este, îmi place să spun și foarte mult vorbesc și cu femeile cu care lucrez, că viața e construită din alegeri. Da. Și în fiecare zi, fiecare dintre noi trebuie să facem o grămadă de alegeri. Și de multe ori ne trezim că facem unele alegeri care sunt greșite, pentru care după aceea se dovedesc că au fost greșite, dar uneori facem alegeri bune. Asta a fost una dintre alegerile bune pe care le-am făcut și toată lumea mă întreabă, Adina, ți-a fost greu, a fost așa de greu, cum ai putut? Și zic, mă, nu mi-a fost greu deloc, deci chiar nu mi-a fost, tu mă știi. Și nu exagerez, adică nu... Nu pot să spun că am făcut-o cu greutate cum o făceam în tinerețe, poate, când mă duceam la sport, tu știi. Da. Mă duceam cu tine la sală. Hai să zic că tu ai încercat să ajungi la rezultatele astea ani de zile, de mult timp, și nu ai reușit. Da. Bine, în ultima vreme, așa cum ți-am spus, și am înțeles și de ce nu am reușit. Pentru că multă lume, da, slăbește. Face efortul și slăbește. Ideea e că ce faci după ce slăbești, știi? Și dacă nu setezi mintea, ca să zic așa, că efectiv trebuie să schimbi modul de a te hrăni și stilul de viață, n-ai făcut nimica, pentru că înapoi, după ce, să zicem, ai ajuns la o limită de kilograme, cât ți-ai dorit, da? Și tu vrei să începi din nou să mănânci cum mâncai înainte, n-ai cum să rămâi așa. Adică, mai ales dacă ai și o predispoziție, eu având și o predispoziție genetică,
spre îngrășare, având și probleme cu tiroida, deci efectiv contextul meu nu prea mă ajuta așa de mult ca să slăbesc și să mă mențin. Da, exact. Și atunci efectiv am luat hotărârea și am zis gata, trebuie să ăsta să fie un mod de viață. Deci se poate și fără prăjiturică și mănânc dulce, nu-i că și toată, dar ce mănânci? Păi mănânc dulce și nu-mi trebuie mai mult. Da. Da, deci se poate să-ți dai upgrade, da, efectiv, da. Dintr-o dată... Efectiv, da, și să știi ce să mănânci, adică nu înseamnă că dacă vrei să slăbești, adică te frustrezi de anumite chestii, știi? Asta da, vreau nu să... te privezi de da, nimic. Exact, nu te privezi de nimic, da. Efectiv. Oricum... Mănânci cu moderație. Da. Și organismul e foarte înțelept și după un anumit timp se obișnuiește așa și efectiv nu. Nu mai da, trebuie. Mie mi se pare fascinant. Eu am văzut-o pe ea și mi-am venit să cred ce voință are și mi se pare fascinant pentru că din tot ce a trăit ea de-a lungul vieții ei, am învățat că mintea noastră face tot, în orice chestie. Mintea noastră, când tu îți setezi un lucru, tu poți să faci efectiv tot ce setezi tu, dacă tu chiar crezi în chestia aia. Dar trebuie să crezi. Poate până în momentul ăsta n-ai fost la asta convinsă. Știi? Și te-ai gândit dintr-o dată de data asta vreau să fac. Cu siguranță că în viața mea sunt multe lucruri care am vrut să le fac la tinerețe, dar nu știam cum să le pun în aplicare. Și un lucru pe care noi două le avem în comun este pasiunea asta pentru modă și este partea a doua din emisiunea noastră în care vrem să povestim puțin despre modă. Hainele, de fapt, nu au vârstă. Noi le dăm o vârstă. Cine zice că o doamnă de 50 de ani nu poate să facă cumpărături într-un magazin din care își face cumpărături o fată de 18 ani. Corect. Adică nu scrie pe haina aia că e valabilă doar până la 18 ani. Contează cum o porți tu, e adevărat. Corect. Dar nu înseamnă că nu poți să o cumperi sau nu înseamnă că nu poți să te îmbraci actual, conform personalității tale, cu hainele pe care le găsești. Nu înseamnă că după 40 de ani trebuie să faci cumpărături numai de la, nu știu, second, să zic, deși nu e super ok să faci. Sau de la piață. Sau de la piață, sau e ok oricum, da. De oriunde, da? Mă refer la haine expirate pe care le-ai cumpărat la 20 de ani și tu mai să rămâi. Așadar, astăzi vorbim despre sacoul negru. Cum îl purtăm? Cum crezi tu că îl putem purta? Când îl purtăm? Da, eu cred că un sacou negru e binevenit. Se poate purta în orice împrejurare și oricând. Poți să-l poți la evenimente, poți să-l poți pe stradă, poți să-l poți la lucru. Business, nu știu, la nuntă. Da, exact. Oriunde. Deci oriunde. Eu cred că un sacou negru ar trebui să nu lipsească din garderoba unei femei la orice vârstă. Da, exact. Și îl cumpăr acum și la ani de zile. O să vă arătăm exact propunerile pe care le avem, atât eu cât și ea, pentru că să facem o paralelă în asta, aceeași piesă vestimentară purtată, indiferent de vârstă, ca să meargă până la capăt pe frumusețea asta necondiționată. Mie îmi place foarte mult cum ai combinat tu sacoul astăzi cu jeans și cu un top mai lung. Mi se pare că ți se potrivește foarte bine și foarte fresh, cu niște accesorii... aurii. Noi nu ne-am vorbit cum să ne îmbrăcăm decât am zis ne-ai luat sacou negru și am mers amândouă pe accesorii aurii și pe bluză neagră și mă gândeam și eu la jeans, dar după aia am schimbat și am luat o fustă. Ajungem așadar la ultima noastră parte din primul episod și vrem să vă obișnuim în fiecare episod să vă dăm o temă de casă care să vă ajute și pe voi și să rămâneți așa cu ceva practic din tot ce am făcut și așa pentru început ne gândeam să vă propunem ca în următoarea săptămână, până ne vedem noi data viitoare, să vă uitați în oglindă, să vă luați așa 5 minute și să găsiți la voi 3 calități care vă plac. Sau măcar una. Sau măcar un lucru. Hai să începem cu un lucru. Începem cu poate prea mult cu 3. Ok, începem cu unul atunci. Începem. Eu aș zice minim unul. Minimul. Și după aia vedem, poate găsim mai multe. Da. Dacă simțiți nevoia să împărtășiți cu noi, ar fi minunat. Așa este. Cred că asta e un exercițiu foarte bun pe care să-l face fiecare dimineață când te trezești. Să ai 5 minute cu tine, să te uiți în oglindă și să spui ce, niște... Nu? De ce? Pentru că noi totdeauna așa am fost crescuți, nu știu, așa am fost învățat să ne canalizăm mai mult, focusăm pe lucrurile pe care nu le avem. Și să ne uităm tot timpul la altul, ce frumos are vecinul. Și să ne frustrăm. Și noi să ne frustrăm în permanență că noi n-avem nimic, ce urâți ochi am, ce păr urât am, ce... Și atunci, de asta am zis, hai să vedem fiecare dintre noi ce avem mai frumos, să ne focusăm pe ce ai ochi frumoși. Ai un păr frumos. Focusează-te pe ceea ce ai și nu mai fi nemulțumită pentru ceea ce nu ai. Da, foarte tare. Deci, până săptămâna viitoare,
O să ne focusăm pe lucrurile pozitive pe care le găsim la noi. Da. Și chestia asta, eu cred că te ajută foarte mult și îți îmbunătățește și starea de spirit. Pentru că tu când începi ziua așa și îți dai seama că, mă, poate chiar am ochi frumoși, nu i-am văzut până astăzi, poate chiar am păr frumos. Și modul în care tu te vezi pe tine și atitudinea pe care o ai față de tine, pentru că până la urmă trebuie să înveți să te iubești, influențează foarte mult și relația pe care o ai cu oamenii din jurul tău. Categoric. Și îți influențează toată ziua apoi. Starea ta de spirit devine mai bună și tot începi să vezi lucruri tot mai bune și mai frumoase la tine. Începi să fii mai pozitivă și să nu te mai uiți la lucrurile negative. Și dacă facem atât pentru prima ședință, într-o săptămână, eu zic că suntem mult mai câștigate. Categoric. Și până data viitoare o să mai venim cu subiecte tot așa. Dacă aveți sugestii, by the way, legate de ce subiecte ați vrea să dezbatem sau ce ați vrea să mai povestim, puteți să ne scrieți. Da. Și ne vedem săptămâna viitoare. V-am pupat!